Salut! Astăzi vă explic tehnica îndreptării cu haltera. Picioarele situate sub halteră, egală cu lățimea umerilor. Lăsăm o distanță de un pumn între bară și picioare. În poziția de start, tibia să fie aproape de bară. Ne concentrăm. Înaintea ridicării halterei, îndreptăm trunchiul, nu îl curbăm. Inspirăm aer și îl ținem în plămâni, până în faza finală. Iar partea negativă trebuie efectuată lent și expirăm aerul. Controlăm partea negativă. Putem să facem o pauză și în faza de start concentrăm foarte bine mușchii spatelui, punem trunchiul drept, inspirăm aer în plămâni, ținem aerul în plămâni până în faza finală. Aici mă vedeți în alt plan. Spatele îl pun drept. Îndrept trunchiul. Mă pregătesc să ridic haltera. Țin aerul în plămâni. Am ridicat haltera. Controlez și expir încet aerul. Țin aerul în plămâni. Controlez. Expirând. Inspirăm. Țin aerul în plămâni, am ridicat haltera, expir și cobor foarte încet.